Vă salut! Astăzi vreau să mai aplic un sulfat de cupru la smeură. Smeura, ieri am tuns-o, i-am întins sârmă pe șpalieri, am legat-o, cam așa arată ea acum. Știți clipul mai vechi când am tuns-o. Pe jos am greblat-o puțin pe la rădăcină, ca să respire puțin rădăcina și să poată să dea mai bine noi lăstari din ea. Cam așa arată zmeura acum. Am avut ceva de lucru ieri și n-am mai avut timp să o mai și stropesc. Până am întins sârmele, până când am terminat de tuns, după am legat-o. Știți că eu o leg cu cleștele. Vedeți cum arată. Am să aplic tratamentul ăsta și la pomii care i-am pus acum de curând, pentru că nici ei nu sunt stropiții de mine. Mai avem zmeură și aici. Aici o să bag motocultorul cel mic, să dau pe aici printre rândurile astea. Vedeți cum arată. Am avut ceva de lucru ieri, aproape o jumătate zi, ca să termin. Mi-a luat ceva timp. Important este că am reușit și am făcut treaba care trebuia. O să mă apuc să o stropesc. V-am spus, o să-i administrez un sulfat de cupru și ei, cu toate că i-am mai dat unul, dar nu are nimic. I-am dat doar la jumate, nu mai mi-a ajuns soluția și n-am mai stat să mai fac alta, pentru că se făcuse destul de târziu și mi-era să nu o aplic degeaba, să înghețe pe ea, când am stropit eu ultima dată. Acum avem o temperatură destul de bună afară, nu avem vânt. Tocmai bun de stropit. Aici avem soluția, o punem în pompă și ne apucăm de treabă.